Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Vă salutăm și vă mulțumim că și de data aceasta ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Stimați prieteni, așa cum de fiecare dată am încercat și în seara aceasta, împreună cu invitatul nostru, încercăm să venim din nou cu o temă, de fapt o continuare a discuției de data trecută. Și înainte de toate, înainte de a anunța tema și de a vă aduce aminte despre ceea ce am discutat, haideți să-i spunem un bun revenit în studioul nostru, de la distanță, de peste ocean, fratelui păstor Luigi Mițoi. Frate Luigi, bine ați revenit! Mulțumesc frumos pentru invitație, sunt onorat și bucuros să vă pot saluta pe dumneavoastră și pe toți cei care sunt alături de noi astăzi. Slavă Domnului pentru binecuvântarea de a ne da încă o dată un timp în care să stăm împreună în fața Cuvântului Dumnezeu și, bineînțeles, și în fața telespectatorului, în care vom încerca împreună să ne uităm din nou în Cuvântul lui Dumnezeu și, de asemenea, să continuăm ceea ce data trecută, în ediția pe care am avut-o împreună cu dumneavoastră, am început o discuție mai amplă despre familie, am vorbit despre iubirea în familie, discuție la care se poate continua foarte, foarte, foarte mult și sunt multe aspecte pe care le putem continua împreună. Frate Luigi, reamintesc pentru cei care nu vă cunosc, sunteți păstor al Bisericii Pentecostale Betania din Chicago, sunteți un om al lui Dumnezeu, slujitor, evanghelist, un om implicat foarte mult în slujire, călătorit foarte mult în străinătate, de asemenea România. În curând veți începe un turneu și o să discutăm puțin la final despre lucrul acesta. Dar, fără să mai stăm pe gânduri, haideți să-i dăm drumul și să vedem despre ce înseamnă. Dumneavoastră ați definit foarte frumos, dacă ne aducem aminte, și fac așa un rezumat din... Când a vorbit despre iubire, ați vorbit despre ceea ce înseamnă... termenul acesta de a te îndrăgosti, dragostea aceasta între familie, dragostea prietenească, pericolele acestea care ar fi și v-am mandat, chiar v-am provocat, ce se întâmplă atunci când se naște un copil. Știm că nu este un pericol, dar poate fi un moment în care s-ar putea să se mai șubrezească unul din relații. Nu mai vorbim de intervenția unor factori, părinții lui, părinții ei. Apar după aia probleme în care sunt mulți factori care influențează despre iubirea aceasta în familie. Așa că, împreună cu dumneavoastră, haideți să continuăm și să nu lăsăm cumva tema aceasta fără să aprofundăm și cumva să ne scape ceva care, cu siguranță, va ajuta pe cineva și în momentul acesta când ne urmărește. Așa că, vă rog. Mulțumesc frumos! Încep prin a spune faptul că, la modul general, când vorbim despre dragoste în perspectiva căsătoriei, vorbim despre perioada de curtare, respectiv de alegere a partenerului, a viitorului partener, și după ce l-am ales, după ce ne căsătorim, urmează construcția propriu-zisă a căsătoriei. Mai întâi ne alegem materialele de construcție, să fie materiale de calitate, materiale de firmă, și apoi cu aceste materiale construim o casă. Casa este casa noastră, dar nu în care stăm, ci căsătoria. Ne căsătorim cu foarte mari așteptări. Absolut nicio experiență umană nu oferă atâtea așteptări ca și căsătoria. Niciodată nu avem atâtea așteptări în viață ca și atunci când ne căsătorim. Există multe mituri ale dragostei, ale iubirii, și ele sunt legate în mod special de lipsa de informație, de educație, de discernământ, de experiență. Noi ne căsătorim la o perioadă în care nu avem experiența vieții și mai apoi, restul vieții, încercăm să construim, să susținem și să facem funcțional această căsătorie, care, sincer să fim, va fi amprentată masiv de calitatea sau de lipsa de calitate a partenerului de viață pe care noi l-am ales în perioada de curtare. Când vorbim despre miturile iubirii, remarcăm și faptul că sunt oameni care spun: eu pot să mă căsătoresc cu oricine, pot să fiu fericit cu oricine.
Sau îți alegi partenerul în funcție de aspectul fizic. Iar după ce se consumă actul intim și trece luna de miere și apare obișnuința și rutina, ești tentat să întorci capul după altă persoană care arată mai bine. Adevărul este că dragostea este banalizată, cel puțin în generația noastră, dragostea este banalizată fiindcă e asociată cu sexualitatea. Oamenii confundă dragostea cu sexualitatea. Relația intimă este o manifestare de dragoste în cadrul căsătoriei, dar dragostea este mult mai mult decât relația intimă. De asemenea, dragostea nu este ce simți, o pasiune oarbă, un sentiment pe care nu-l poți controla, nu-i patimă dominantă, deși toate aceste lucruri fac parte din dragoste. Pasiunea este o valență a dragostei, dar dragostea trece cu mult dincolo de pasiune. De asemenea, un alt mit este faptul că te poți îndrăgosti de imaginea din mintea ta cu privire la partener. Cred că spuneam data trecută și repet astăzi, faptul că într-o căsătorie sunt patru persoane. Este soția mea și soția din mintea mea sunt eu și eu din mintea soției. După ce căsătoria ajunge în faza de obișnuință și rutină, descoperim că soția nu este așa cum am crezut eu înainte să mă căsătoresc. Și are și ea defectele ei pe care nu le-am văzut orbi de patimă și pasiune. Așa că eu trebuie să pun împreună soția ideală din mintea mea cu soția reală de lângă mine. La fel trebuie să facă și ea. Există posibilitatea să ne îndrăgostim de o persoană care nu există. E numai în mintea noastră, o persoană perfectă, ideală. De aceea, cunoașterea persoanei cu care te căsătorești este absolut esențială. Noi purtăm măști sociale, orice om are măști sociale. Asta nu înseamnă neapărat că ești ipocrit. De pildă, când conduc mașina, am masca de șofer, am rolul de șofer. Când intru într-un spital, sunt pacient sau poate sunt vizitator. În magazin sunt cumpărător și așa mai departe. Apoi e proiecția imaginilor părinților. Soțul proiectează asupra soției lui imaginea mamei lui, o femeie cu experiență trecută prin viață și se așteaptă ca soția lui să fie ca și mama lui. Și dacă nu este, el este dezamăgit. Dar el nu s-a căsătorit cu mama, el s-a căsătorit cu o persoană care este tânără, începătoare ca adult, lipsită de experiența de căsătorie, la fel se poate întâmpla soția cu soțul, când are în minte imaginea poate perfectă a tatălui și o proiectează asupra proaspătului soț. De asemenea, încă un mit, și acesta probabil că este cel mai riscant, este să crezi că îndrăgostirea este dragoste. Îndrăgostirea nu este dragoste. Îndrăgostirea este o emoție. Îndrăgostirea este o chimie. Îndrăgostirea este o pasiune. Este acțiunea unui hormon care ne împinge în căsătorie, în relație cu scopul multiplicării, cu scopul perpetuării speciei umane. El vine și pleacă. El pleacă în momentul în care apare obișnuința și rutina. Sau poate tocmai de aceea apare pentru că el pleacă. Nimeni nu poate să trăiască o viață întreagă în luna de miere. Probabil că nici nu ar rezista la emoția asta. Și după ce îndrăgostirea aceasta cu fluturi în stomac se epuizează, atunci trebuie să apară dragostea ca alegere. O alegere conștientă de a-i face bine celuilalt, de a-l face fericit pe celălalt, de a-l ajuta să se simtă bine cu tine. Atunci când vorbim despre lucrurile astea, probabil că ar fi important să spunem și faptul că nu poți face pe cineva să te iubească. Poți să-i dai trupul tău ca fată, prematur, și să crezi că la găți cu treaba asta. Sau nu mai știu ce altceva poți să faci. Dacă cineva nu te iubește, nu-l poți face să te iubească. Aduceți-vă aminte de nefericita Lea, a doua soție după Rahela, sora acesteia. Când Iacov s-a îndrăgostit de Rahela, dar tatăl lor, Laban, l-a înșelat
și în noaptea nunții i-a adus-o pe cealaltă în întunericul nopții. Și dimineața s-a trezit cu sora ei, care nu era dorită, nu era frumoasă ca Rahela. El face câțiva copii cu ea și ea, cu fiecare copil pe care îl naște, speră că el o va iubi. Dar nu poți face pe cineva să iubească, indiferent ce îi dai. Dragostea pasională este epuizabilă, așa cum spuneam, și ea se epuizează odată cu apariția rutinei, a obișnuinței, când nu mai ești curios, când totul este explorat. De asemenea, dragostea are nevoie de vulnerabilitate. Nu poți iubi și nici să fii iubit dacă stai cu garda sus. Trebuie să lași garda jos. Trebuie să te faci vulnerabil. De aceea ai nevoie de încredere. Fără încredere nu există dragoste. Prima manifestare a pierderii iubirii este pierderea politeții. Când se pierde politețea, dragostea a început să se vestejească. Următoarea fază este pierderea încrederii. Când încrederea se pierde, apare gelozia. Nu încerca să schimbi persoana iubită de care te-ai îndrăgostit, pe care o iubești. În general, și mai ales femeile, încearcă să schimbe partenerul. Nimeni nu poate să schimbe pe nimeni. Noi avem dificultăți să ne schimbăm pe noi înșine. Avem dificultăți să ne educăm copilul și îl avem de mic când e vulnerabil și se pretează la stabilirea unor automatisme comportamentale. De asemenea, dragostea nu e suficientă pentru ca să funcționeze bine familia. Te-ai îndrăgostit, ai fluturi în stomac, nu mai poți să dormi și să mănânci cu gândul la el sau la ea, te căsătorești, trece luna de miere și relația începe să scârție, iertați-mi expresia. Și spui, da, îl iubesc, dar mă iubește. Aia este îndrăgostire, nu este dragoste. Este acțiunea hormonală, chimică, este un automatism al unui sistem care te împinge în căsătorie. El se activează singur și se dezactivează singur. Aia nu-i dragoste. Dragostea, îndrăgostirea nu-i suficientă pentru ca o relație să funcționeze. Caracterul este indispensabil. Dacă nu ești un om de caracter, dacă nu ai principii, dacă nu ai valori, dacă nu ești om serios, simpla pasiune care se epuizează după 50-100 de relații intime nu funcționează, pentru că noi rămânem cu noi, noi mergem cu noi în căsătorie. Mergem cu caracterul sau cu lipsa de caracter în căsătorie. Mergem cu problemele sau cu soluțiile pe care le-am strâns în anii de dinaintea căsătoriei. Mai spun încă un lucru și mă opresc. Persoana care te iubește nu te poate face fericit. Nu mai aștepta să te facă fericit tovarășul de viață cu care te-ai căsătorit. Este o mare copilărie. Dacă tu nu ești fericit ca om, ca individ singur, unic, nu te poate face altcineva fericit. Fericirea este o chestiune personală. Nu te aștepta să te facă soțul fericit. El nu are rolul ăsta. El are rolul să te iubească. Ea are rolul să te respecte. Dar nici de cum să te facă fericit. Nimeni nu te poate face fericit. Dacă tu nu ești fericit ca om, e o mare copilărie. E o așteptare care nu se va împlini niciodată și te va conduce la frustrare. Ai intrat în căsătorie cu niște mentalități greșite. Foarte bine spus. Dar gândindu-mă la ceea ce a spus dumneavoastră, îmi vine în minte o anumită situație și chiar vreau să vedem cam care ar fi, să spunem, normalitatea atunci când într-adevăr vorbim despre o relație spre căsătorie, o dragoste care să ducă într-adevăr la o căsătorie și o căsătorie împlinită, da? Așa, din toate punctele de vedere. Un tânăr care dorește într-adevăr să înceapă o relație, de obicei caută ceva sau pe cineva, deci caută pe cineva și acea persoană să aibă toate capabilitățile sau toate posibilitățile astfel să îndeplinească respectiv niște nevoi, și aici vorbim de toate nevoile. Deci, practic, mă căsătoresc ca să primești ceva. Nimeni nu se gândește și la un moment dat trebuie să vedem care e normalitatea în care mă căsătoresc ca să dau ceva, să ofer ceva sau sunt atât de fericit sau sunt fericit sau sunt bucuros, sunt împlinit și vreau să ofer și persoanei de lângă mine ceva sau să facem împreună să fim împliniți mai mult sau să ne bucurăm mai mult, să ducem bucuria asta și la alții. De obicei vrei
ceva care să te ajute, să ești puțin egoist, hai să o spunem așa, la momentul ăsta, când te gândești în zona asta. Deci, practic, ai vrea ca persoana de lângă tine să fie ceea ce nu ești tu, să-ți dea ceea ce nu ai tu, să sublinească niște nevoi de toate felurile. Noi trebuie să venim în căsătorie cu resurse, nu cu nevoi. Noi nu mergem la cumpărături cu buzunarul gol. Noi mergem la cumpărături cu resurse financiare pe care le investim în marfa pe care o achiziționăm. Dacă ai venit în căsătorie cu buzunarul gol, te întreb de ce ai venit. Căsătoria nu înseamnă să primești, deși dacă o oferi vei și primi. Dar condiția de bază esențială nu e a primi, ci a oferi. Sunt mai multe tipuri de dragoste în funcție de subiectul acesta. De pildă, dragostea dacă. Asta este dragostea condiționată. Este dragostea pe care noi o oferim doar atunci când cel pe care îl iubim sau o iubim îndeplinește anumite condiții. Genul acesta de dragoste dacă reduce relația de căsătorie la un schimb de servicii. Dacă faci lucrul acesta, te voi iubi. Dacă faci mâncarea așa sau orice alt lucru, întotdeauna dacă e dragostea condiționată. Stimații mei, dragostea nu poate fi condiționată. Dacă este dragoste condiționată, aceasta e dragoste comercială. Noi am transformat căsătoria noastră într-un schimb de servicii. Acest tip de dragoste se exprimă altfel. Te iubesc dacă respecti ce te-am rugat. Dar dacă nu respectă, păi nu-l mai iubești. Și căsătoria cum rămâne? Ce se întâmplă dacă întâlnești pe cineva care te respectă mai mult decât cel sau cea pe care ai ales-o? Dragostea dacă nu este dragoste. Asta este afacere, pur și simplu. Apoi, dragostea pentru că. Asta e dragostea competitivă, dragostea recompensatoare. Pentru că ai făcut lucrul ăsta, eu te iubesc. Dar dacă n-ar face lucrul ăla? Aceasta e iubirea pe care o primim pentru ceea ce suntem, pentru ceea ce avem sau facem. Această dragoste e produsă de anumită calitate sau condiție de viață a iubirii iubite, a persoanei iubite. Dar ce se întâmplă dacă are un accident și nu mai arată ca înainte? Ce se întâmplă dacă pierdeți totul, afacerea pe care o aveți sau sănătatea? Acest tip de dragoste se manifestă în felul următor. Te iubesc pentru că ești frumoasă. Dar ce se întâmplă dacă întâlnești o femeie mai frumoasă decât soția ta? Îți vei muta bagajul la următoarea frumoasă? Nu mă înțelegeți greșit. Nu vreau să spun că nu e bine să te căsătorești cu o persoană frumoasă. Vreau să spun că dragostea nu trebuie să fie nici condiționată și nici competitivă. Că altfel, întotdeauna vei întâlni un bărbat mai puternic și o femeie mai frumoasă decât cel și cea pe care ți le-ai ales. Unde te oprești? Apoi, este dragostea așa cum vreau eu. Iubește-mă așa cum vreau eu. Asta e dragostea dominantă. E dragostea impunătoare. Dacă mă iubești, mă iubești așa cum vreau eu. Acest nivel de a iubi este specific copiilor, crezând că merită totul fără să ofere poate nimic în schimb. Acest nivel al iubirii nu este constructiv și nu poate supraviețui în timp. Mai este încă un alt gen de dragoste, dragostea așa cum te iubesc eu, așa să mă iubești și tu. Aceasta este foarte apropiată cu dragostea comercială despre care vorbeam puțin mai devreme. Repet, la acest nivel dragostea este o afacere. Secretul iubirii nu este dreptatea și bunătatea, ci este avantajul. Probabil că mai amintesc încă un gen de dragoste. Aceasta e de fapt dragostea reală, autentică, obiectivă. Dragostea de a-ți oferi ce ai nevoie. Iată dar că nu mai are legătură cu mine. Nu mai sunt eu beneficiarul. Eu mă căsătoresc ca să-ți ofer ce ai nevoie. Eu intru în căsătoria aceasta ca să te iubesc. Este visul meu, este angajamentul meu, este promisiunea mea, este scopul vieții mele. Nu mă va opri nimeni, nu am nevoie de nimic, am să te iubesc atâta timp cât trăiesc. Nu trebuie să simt fiorul,
Nu trebuie să am fluturi în stomac, este un angajament al unui om adult. Înainte să fac angajamentul acesta, mi-am luat timp să te cunosc. Să văd ce valori ai, ce caracter ai, ce obiective ai, ce scop ai. Și după ce toate aceste lucruri s-au definit în mintea mea, acum mă angajez să te iubesc și să-ți ofer ce ai nevoie. Asta este dragoste autentică, biblică. Nu trebuie să faci nimic ca eu să te iubesc. Pentru că eu nu m-am căsătorit cu cineva atât de jos, atât de mic, încât să mă iubească pentru că eu îl iubesc. Eu m-am căsătorit cu cineva care va face exact ca mine. Te iubesc, asta este treaba mea. Nu te voi iubi cât mă respecti, ci te voi iubi cât pot de mult. Pentru că tu mă vei respecta cât poți de mult. Eu nu-ți vând iubirea ca să-mi dai în schimb respectul. Eu nu-ți dau animale ca tu să-mi dai cereale. Eu nu-ți dau haine pentru ca tu să-mi dai mașină. Nu facem schimb de mărfuri aici. Eu nu-ți măsor respectul tău ca în aceeași măsură să te iubesc. Focusul nu mai este pe propria persoană, ci pe felul în care eu împlinesc nevoile celuilalt. Eu am luat o fată pe care i-am promis că o să o iubesc întotdeauna. Nu o să-i măsor respectul pe care mi l-a promis, pentru că m-am asigurat că are caracter, nu doar frumusețe, nu doar să nu intru în detalii și să explic părțile, componente ale corpului femeii. Nu, eu m-am îndrăgostit mai mult de omul dinăuntru, dar sigur în egală măsură cât și omul din afară. Nu ne căsătorim cu o persoană care arată oricum doar pentru că are caracter, decât în momentul în care vrem să facem asta. Iată dar că atunci când ne căsătorim, calitatea și caracterul persoanei cu care ne-am căsătorit va crea un anumit plafon de care nu va putea să treacă niciodată. Poate business-ul să înflorească, să deveniți miliardari, dar caracterul nu poate trece de plafonul acela. Fiecare om se naște cu un anumit temperament, cu o anumită zestre genetică, cu o anumită moștenire genetică, pe care nimeni nu și-o poate depăși niciodată. Noi putem să ne depășim caracterul, care e suma automatismelor comportamentale, a obiceiurilor pe care ni le-am format în mediul de hrănire. Dar dacă ne naștem blonzi, cu excepția că te vopsești, nu poți să devii brunet niciodată. Dacă te-ai născut mărunt sau înalt, nu poți să devii înalt sau mărunt niciodată. Iată dar că momentul în care alegem persoana respectivă hotărăște cum ne vom comporta în căsătorie. Așa este. Mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Foarte bine punctat. Ideal ar fi ca timpul petrecut împreună după căsătorie, deci practic parcursul acesta pe care l-am agreat împreună înaintea lui Dumnezeu, să fie și o școală așa de învățare, de supunere înaintea lui Dumnezeu împreună, de binecuvântare și mai ales de adaptare, de a face tot ce se poate de ambele părți, astfel încât dragostea aceasta să crească, să spunem, prietenia aceasta între cei doi, dragostea aceasta între parteneri să fie una care să se îmbunătățească, să ducă la o mai mare încredere, la o mai mare dedicare, la o mai mare ascultare. Nu știu dacă greșesc și chiar vă rog, frate Luigi, de obicei zic că, sau așa cred, că general iubirea este un gest unidirecțional, în sensul că eu vă iubesc pe dumneavoastră și atât. În rest, dacă vine ceva înapoi, asta vorbim și la iubirea frățească, da? E o binecuvântare că sunt și eu la fel, dar dacă nu, datoria mea este să rămân. Și de asta zic, parcursul acesta al căsătoriei și al dragostei acesteia care normal ar trebui să crească, de multe ori o vedem dimpotrivă, diminuându-se din ce în ce, văd mai multe părți negative, mai multe lipsuri, mai multe stângăcii, mai am și, să spunem așa, posibilitatea de a mă uita în stânga și în dreapta și mai mult, și aici, dacă putem tot așa, când să spunem câteva lucruri,
Mai am câteva modele. E posibil, și asta face parte din categoria intervențiilor externe, că vii de acasă cu un bagaj, cu un model. Băiatul cu mama, fata cu tata, da? Dragostea de tată-fică nu este cu același față de soț. Da? Atunci încerc să îți expui așa, să îți pui o reflexie a ceea ce ai avut acasă, la modul în care ai fost tratat, în felul cum ți s-a pus masa, cum ai fost întâmpinat, să arunci așa o fotografie în jurul tău și de fapt să nu se potrivească. Și modelele acestea cu care ai crescut să fie de fapt un rău care poate au fost bune în relația părinți cu copil, dar în relația de căsătorie din potrivă să fie niște lucruri care nu sunt constructive. Din potrivă pot aduce la niște, să spunem așa, niște neînțelegeri și apoi chiar, știu eu, despărțiri. Fiecare vine în căsătorie cu el cu tot. Când te căsătorești, te căsătorești ducându-te pe tine acolo. Iar tu ai o anumită zestre dobândită temperamentul, înnăscută temperamentul și dobândită caracterul. Tu ai anumite principii, ai anumite obiceiuri, ai anumite așteptări, ai anumite mentalități. Serviciul divin de căsătorie nu te schimbă, nu te transformă. Te duci necăsătorit și te întorci căsătorit, dar tu ești același om și ea la fel. Și începe un proces. Mintea noastră sunt foarte multe vise, dar după luna de miere există revenirea la realitate. În căsătorie apare obișnuința și rutina. Și observați că oamenii care modelează societatea aceasta vorbesc despre aventuri personale pe care trebuie să ți le permiți, folosind metoda flirtului, pentru ca să ai o nouă relație și o nouă lună de miere, o nouă relație, o lună nouă de miere. Și până la urmă ajungem să alegem între o căsătorie care uneori intră în obișnuință și în rutină, dar stabilă, fidelă, cu încredere, sau o căsătorie unde înșelarea, trădarea se repetă o dată pe an, cu un alt partener, extra partener, doar pentru a ajunge din nou în euforia, în patima, în fluturii aceia din stomac. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, vorbim despre cei doi care se căsătoresc. Căsătoria nu poate să aibă mai multă calitate decât suma calității individuale a soților. Adică, dacă bărbatul, soțul din familia asta, nu e un om de caracter, ca om, el nu poate să fie un soț de caracter. Dacă el ca om minte, fură și înșală, el ca soț va fura, va minți și va înșela. Sunt foarte multe roluri în căsătorie. Gândiți-vă, vă rog, la rolul Moș Crăciun. Ce este Crăciunul? Crăciunul este o sărbătoare dintre cele 365 de zile. Adică o zi este Crăciunul. O zi este cozonac, o zi sunt portocale, o zi sunt sarmale, o zi o mâncare bună, flori, brad, rude, prieteni, masă întinsă, nu tu servici, nu tu obligații, nu tu trezi de dimineață. Dom'le, e sărbătoare. Ăsta este rolul Moș Crăciun. El are o zi în care e fericit pe an, o zi în care nu se ceartă, o zi în care aduce flori soției, o zi în care vorbește frumos. Dar nu poți să ai o familie fericită cu o zi din 365 în care faci ce trebuie și în rest ești un inconsecvent sau o inconsecventă. Apoi este rolul sau soțul, soția salvator. Asta este persoana care încearcă să le facă pe toate și apoi este frustrat și face reproșuri. Păi eu am făcut asta, eu am venit cu asta de la mama. E salvatorul. Dar salvatorul acesta te domină până la urmă pentru că vrea să fie recompensat. Sau este cenușăreasa. De cele mai multe ori soția în cazul acesta.
O persoană care ajunge cenușăreasa casei, iar soțul își iubește mai mult mama, frații, surorile, prietenii, decât pe propria lui soție. El s-a căsătorit cu prietenii lui. El nu se identifică emoțional cu soția, ci cu prietenii. Poate cu mama lui, pe care trebuia să o lase în spate. Și să intre în căsătoria aceasta atașat emoțional de soția lui sau de soțul lui, nu vorbesc neapărat despre bărbat sau despre femeie. Rolurile sunt interschimbabile. Dacă tu nu te respecti pe tine, nimeni nu te va respecta. Trebuie să te respecti pe tine ca om și atunci oamenii din jurul tău te vor respecta atâta cât te respecti tu. Sau este rolul Alanul Manole. Aduceți-vă aminte de Manole. Asta este eroul familiei, dar este o persoană dezechilibrată emoțional. Poate avea tulburări de personalitate pasiv-agresive. Și pot exista multe alte roluri care vorbesc despre un dezechilibru. Echilibru este una dintre cele mai mari valori în viața unui om. Adică nu-i suficient să gătești bine ca soție, dar în celelalte aspecte ale vieții de soție nu te mai ridici la înălțime și pur și simplu ceea ce te reprezintă este gătitul de calitate. Dar în rest ești critică, cicălitoare, nemulțumitoare, vorbești când nu trebuie și tași când nu trebuie. Asta se numește dezechilibru. Faci un lucru bine și 10 rău. E nevoie de educație, e nevoie de instruire, e nevoie de caracter, e nevoie de luptă, e nevoie de muncă. Căsătoria înseamnă muncă. Mass media, filmele prezintă căsătoria la nivelul relației intime. Adică îți place de o fată, nu mai poți de ea, te culci cu ea de 2, 5, 10 ori și apoi îți place de alta. Asta nu e dragoste, asta nu e căsătorie, asta nu e stabilitate, asta nu e casă, asta nu te face niciodată tată și bunic. Asta te face un aventurier ieftin, care o să îmbătrânești singur și frustrat. Un Don Juan care și-a pălăria și în afară de pălărie nu mai are nimic decât o reputație de nota zero. Sunt anumite comportamente care slăbesc dragostea. Dragostea nu este o piatră. Dragostea este o floare rară. Dragostea este cum mă port eu. Nu este neapărat ce simt eu. Că degeaba simt eu că o iubesc pe soția mea dacă îi vorbesc urât. Dacă ridic tonul în timp ce vorbesc cu ea, dacă nu-i duc o floare, dacă nu-i spun decât o dată pe an te iubesc. Eu în inima mea am o emoție de de-abia o suport. Dar cu ce o încălzește pe soția mea emoțiile mele? Pe ea o încălzește cuvintele mele, gesturile mele, acțiunile mele. Comportamentele pot încuraja sau slăbi dragostea. De pildă criticismul. Plângerile sunt normale pentru că atacă problema, dar criticismul e distrugător pentru că atacă persoana. Una e să-i spui unei persoane, ai mințit, și alta e să-i spui, mincinosule. Criticismul este dăunător, este distrugător. Apoi disprețul. Disprețul este mai grav decât criticismul. Ochii dați peste cap, ironia, umorul sarcastic, batjocorirea, toate acestea exprimă dezgust și otrava asta distruge o relație. Pentru că te inferiorizează, pentru că te împinge într-un complex de inferioritate, pentru că îți fură stima de sine și respectul de sine. Apoi defensiva. E un fel de a spune că numai partenerul e vinovat de toate. Tot timpul ești defensiv, ba tu. Nu eu, ba tu. El e problema întotdeauna sau ea. Întotdeauna el, ea, niciodată tu. Apoi evadarea. Întotdeauna să fugi de conflict, să ieși din conflict, să te dezangajezi, să nu-ți asumi nimic, să-l lași în mijlocul frazei și să vorbești sau să pleci. 60% dintre problemele unui cuplu sunt veșnice pentru că sunt nerezolvabile, irezolvabile. Asta pentru că sunt exact problemele care țin de diferențele de identitate. Adică te-ai căsătorit cu cineva
care este atât de diferit încât nu puteți ajunge la un numitor comun. Nu vreau să spun că trebuie neapărat să te căsătorești cu cineva ca tine. Vreau să spun că trebuie să te căsătorești cu cineva care are suficient caracter și resurse interioare, care își dă seama că atunci când doi merg pe un drum, trebuie să se înțeleagă. Iar consensul, adaptarea, este soluția. Într-o căsătorie disfuncțională, unul dintre soți este căpușă, iar altul este resursă. Soțul resursă, indiferent că e soțul sau soția, oferă. Soțul căpușă suge, primește, cere, el nu poate, nu știe, nu are. El e veșnic nemulțumit și nesatisfăcut. Altul trebuie să-i spună mulțumesc, el nu spune. Altul trebuie să-i spună te rog frumos, el nu spune. Sau ea. Iată dar că cuplurile cele mai puternice sunt cele în care partenerii știu cât mai multe despre universul celuilalt. Eu vă întreb, dacă vă duceți la benzinărie și nu știți dacă mașina e pe motorină sau pe benzină, ce fel de combustibil băgați în ea? E necesar să știi dacă e pe benzină sau pe motorină. Trebuie să cunoști mașina aia. Și după ce știi, ai posibilitatea să împlinești nevoia. Este un cântec în limba engleză. Hei, cum te numești? Te iubesc. Să este paradox. Cum să iubești pe cineva, mă omule, pe care nu iubești? Tu vrei să-i spui că îți place de trupul ei, îți place cum arată? Vrei să-mi spui că chimic te-ai îndrăgostit de ea și ți-ar place să... Nu spune că o iubești, că nici nu știi ce înseamnă iubirea dacă spui așa. Nu poți să iubești pe cineva pe care nu-l cunoști. Iubirea înseamnă asumare. Eu m-am căsătorit cu o persoană căreia i-am cunoscut într-o mare măsură calitățile și defectele și mi-am asumat că o voi accepta cu defectele pe care le are. Asta înseamnă că nu am dreptul să îi le reproșez niciodată. Fata asta trebuie să fie fericită cu mine. Pentru că înainte să-mi cumpăr mașina, eu am examinat-o, m-am uitat, am măsurat, am văzut, am făcut observații atente și apoi m-am hotărât, o iau pe asta. Îți asum riscul? Da, îmi asum riscul. Da, aici e puțin zgriată. Nu-i nicio problemă, n-am bani de una nouă, îmi asum riscul acesta. Acestei fete care a devenit soția mea, eu nu am dreptul niciodată să-i fac reproșuri și să-i însângereze existența. Am luat-o de lângă taică-sa și de lângă maică-sa, i-am promis că o voi face fericită, m-am căsătorit ca un om fără experiență, poate chiar fără minte, cu o persoană pe care nu o cunosc, am cunoscut-o între timp și m-am declarat nemulțumit de ea și acum restul vieții o să-i fac reproșuri sau poate nici nu va funcționa căsătoria noastră. Iar mie mi se pare că eu sunt inteligent și am dreptate. Când am intrat într-o căsătorie și am atras și o fată împreună cu mine, fără ca să aranjez lucrurile și să mă asigur că vor funcționa. Da, este o realitate care, din păcate, o întâlnim, să știți. Și mă bucur că ați vorbit foarte deschis despre provocările acestea, despre problemele acestea pe care le avem, din păcate, și în familiile noastre ale creștinilor evanghelici. Parcă pe măsură ce timpul trece, ce generațiile se schimbă între ele în epoca aceasta, parcă pe de o parte instituția aceasta a căsătoriei își pierde din însemnătate, din valoare, din dăruirea aceea care ar trebui să fie din toate părțile. Ceea ce facem aici și, slavă Domnului că o facem împreună cu dumneavoastră foarte bine, este să ne uităm, să analizăm, să încercăm, să ne uităm în Biblie, în Cuvântul Dumnezeu, să vedem care ar trebui să fie sau care este modelul biblic al acestei, astfel încât să încurajăm și pe cei care își doresc și e bine să-și dorească și cei care sunt deja angajați într-o asemenea relație să fie atenți și, într-adevăr, să aibă timp să-și canalizeze resursele, da, și apoi să încerce să împreună cu cealaltă parte, cu soția sau, da, dacă vorbim de soț, împreună cu soția și invers, să poată crea ecosistemul acela, sistemul acela care împreună să ducă la binecuvântarea pe care Dumnezeu a promis că o va da. Nu e ușor. Știu că nu e ușor, așa că viața uneori, realitatea, ne duce la niște discuții la care poate nu ne gândim niciodată, să știți. Și vă fac o mică paranteză așa, ca să vedeți
Mi-aduc aminte, îmi permit și așa, nu e soția de față, dar îmi permit să dau un exemplu. Mi-aduc din propria noastră experiență, mi-aduc aminte când am fost la discuția premaritală împreună cu fratele nostru păstor, este vorba de păstorul Vasile Talpoș, da, la vremea respectivă. La prima discuție care am avut-o cu dumnealui, ne-a întrebat așa, direct, dacă ne-a încertat vreodată. Și noi ne-am uitat unul altul dacă, să vedem dacă cumva, mă uitam, voi fi zis tu ceva sau ea invers, să uitat dacă poate am spus, ne-am plâns înainte. Deci era o discuție înainte și noi ne certasem, bineînțeles, și am zis, da, ne-a încertat. Și le-a zis, atunci e bine. A fost surprins de răspunsul acela, a zis, atunci e bine. Și am zis, păi de ce e bine? Și l-a zis, nu, o să mai aveți exercițiul ăsta al neînțelegerilor. Dacă v-ați certat și v-ați împăcat, asta înseamnă că ați început, deci, adică v-ați iertat, v-ați reabilitat împreună și ați venit, în ciuda problemelor pe care le-ați avut, totuși ați venit să continuați. Asta înseamnă că exercițiul acesta va mai exista. Și adică să vă feriți de oamenii pe care au zis că ei nu s-au certat niciodată, pentru că odată sunt și sunt poate unele cupluri, familii, ei nu se ceartă, dar în momentul în care apare prima provocare, prima problemă, prima discuție, nu se mai împacă. Și se întâmplă și lucrul acesta. Cum credeți? Ce părere aveți? Dragostea este singura care consolidează căsătoria și calitatea iubirii investită în căsătorie dă naștere la calitatea căsătoriei. De pildă, în celebru capitol cu numărul 13 din 1 Corinteni, Noul Testament, Pavel creează o cronologie a virtuților atunci când el spune: acum, după ce le-am înșirat pe toate, în concluzie rămân trei, care sunt de bază: credința, nădejdea și dragostea. Dar și dintre acestea trei, dragostea este cea mai mare. Cea mai mare dintre ce? Sau dintre cine? Sau dintre câte? Dintre toate. Pavel definește dragostea în mod direct, descriind-o în relație cu alte calități. Întotdeauna comparația e cea mai bună metodă de evaluare. O fetiță de câțiva anișori, când a fost întrebată ce este iubirea, a răspuns: iubirea este atunci când bunicii îi cad ochelarii și bunicul, deși este opera la coloană, se apleacă și îi ridică. Bunicul nu simte să se aplece, că îl doare coloana. La vârsta lui, sentimentele romantice s-au camofilit, dar se apleacă, pentru că are caracter. Pentru că o viață întreagă și-a construit caracterul și-a construit valorile, și a te apleca să-i ridici ochelarii nu ține de ce simți, ci ține de ce trebuie. Ține de principiile care te definesc ca individ. Un individ fericit, un individ împlinit și satisfăcut. Dragostea este ceea ce facem. Uitați-vă, vă rog, aici. Dragostea acoperă totul. Asta înseamnă răbdare în căsătorie. Nu uitați, dragostea nu schimbă, dragostea acoperă. Atunci când soția va avea un defect sau soțul, îți vei propune să-l schimbi sau să o schimbi. Nu uita, Biblia spune că va acoperi. Este ca și cum este ceva rușinos, ceva care nu trebuie văzut. Ce facem noi când vine un musafir și în casă e un lucru care nu trebuie văzut? Îl ducem repede într-o cămară, într-o debara, îl băgăm undeva, îl acoperim cu ceva să nu se vadă. Dragostea acoperă defectele partenerului, nu le expune. Mai mult de atât, dragostea crede totul. Iată dar încrederea. Fără răbdare în căsătorie și fără încredere în căsătorie nu se poate. Închei spunându-vă în două, trei vorbe ideea centrală dintr-o carte, probabil că mulți dintre dumneavoastră ați citit-o, cele cinci limbaje ale dragostei. Ideea de bază este următoarea. După cum noi avem o limbă în care ne exprimăm, noi de pildă avem limba română, și dacă un chinez vine să vorbească cu noi, nu ne înțelegem cu el. Va trebui ca cineva să traducă ce spunem noi și ce spune el. La fel dragostea.
Nu fiecare persoană se simte iubită la aceleași comportamente. De pildă, pentru cineva dragostea este să îi se facă declarații, să îi se facă complimente, să fie încurajat, să existe niște cuvinte rostite în mod politicos, pe un ton respectos. Solomon spunea, moartea și viața sunt în puterea limbii. Mark Twain spunea, un compliment bun îmi ajunge 2 luni. Sunt persoane, mai ales bărbații, dar și femeile. Dacă cu un bărbat vorbești frumos și îl respecti, l-ai câștigat. Dacă cu o femeie vorbești frumos și, mă refer la soție, și îi faci complimente, îți faci timp să îi spui câte ceva despre cum ți-a fost ziua. Declarațiile sunt un limbaj de iubire, o manifestare a iubirii. Nu funcționează la toți oamenii. Sunt oameni care înțeleg iubirea la nivelul declarațiilor. Sunt alții care înțeleg iubirea la nivelul timpului petrecut împreună. Prin timp petrecut împreună se înțelege, să îndrețe absolut întreaga atenție asupra celuilalt, fără telefon, fără telecomandă. Asta se numește relație de calitate. Menține contactul vizual cu partenerul când vorbește cu tine. Lasă deoparte toate celelalte preocupări. Ascultă-l activ și mai spune, da, oh, ok, ca să vadă că ești cu el. Încearcă să identifici sentimentele lui în timp ce vorbește și nu-l întrerupe. El n-are nevoie să-i spui ceva, ci să asculți ce spune el. Din acest punct de vedere există 2 personalități. Personalitatea marea moartă, în care intră Iordanul și nu mai iese nimic, și personalitatea pârâului curgător, care nu se oprește niciodată. Sunt persoane care se simt iubite când le faci declarații, sunt persoane care se simt iubite când petrești timp cu el, îi dai atenție, îi dai valoare. Sunt persoane care se simt iubite când le dai daruri, când le faci cadouri. Atunci când limbajul primar al iubirii pentru parteneri să primească daruri, atunci trebuie să-i faci daruri. Degeaba îi faci declarații, că nu-l atingi acolo unde trebuie. Pentru alții sunt serviciile. Prin servicii se înțeleg lucruri pe care le faci pentru partener. De pildă, vii de la lucru, soția e acasă cu 2-3 copii și după ce mănânci, o întrebi, este ceva cu ce aș putea să te ajut? Și ea spune, uite, n-am avut timp să rezolv problema asta, ai putea tu să mă ajuți? Sigur, știu că ești obosit, dar nici nu-ți imaginezi ce afacere bună este să investești în treaba asta și să-i spui, o să fac lucrul ăsta cu plăcere pentru tine. Ea se va simți iubită pentru că pentru ea iubire înseamnă să-i faci servicii. Și ultimul lucru e contactul fizic. Potența sexuală, adică nevoia de relație intimă, e diferit de la un om la altul. Sunt persoane care au o potență mai mare, alții care au o potență mai mică. Contactul fizic, relația intimă, e o modalitate de exprimare a iubirii. Ținutul de mână, îmbrățișatul, săruturile, toate celelalte. Ei bine, trebuie în primul rând să știi care este limbajul de iubire al soțului și al soției. Și trebuie în al doilea rând să știi care e limbajul tău de iubire. Pentru că numai în felul ăsta tu te vei simți iubit. Dacă nu știi asta, vei umbla cu ochii închiși și vei încerca să găsești ce cauți. Iubirea nu e oarbă. Iubirea vede bine. De aceea vă încurajez. Iubirea este o acțiune. Iubirea e ceea ce faci. Iubirea este ce inițiezi, ce te hotărăști să te sacrifici. Aceasta este iubirea. Pentru că atunci tovarășul de viață va face la fel. Va fi atras în jocul iubirii. Totul va fi făcut din dragoste, cu bucurie. Dacă nu-ți place să faci un lucru, dar îl faci pentru soț sau soție, asigură-te că îl faci cu bucurie. Pentru că el, mai ales ea, va simți că nu l-ai făcut cu bucurie și degeaba l-ai făcut, că îți va reproșa că l-ai făcut cu nemulțumire. În concluzie, dragostea este totul, dar nu îndrăgostirea este totul. Dragostea este totul. Nu vreau să spun că dragostea nu se manifestă sentimental, dar vreau să spun că adevărata dragoste nu-i doar un sentiment, ci este o alegere. Este o decizie, este o hotărâre. În 1 Corinteni 13, textul pe care l-am minteam mai devreme, totul este la nivel de acțiune.
Dragostea acoperă totul. A acoperi este o acțiune sau o emoție? Dragostea crede totul. Este o acțiune sau e o emoție? Dragostea se sacrifică în totul. Este o acțiune sau este o emoție? Dacă emoțiile din inima noastră nu se vor concretiza în acțiuni, soțul nostru va îmbătrâni sau soția noastră va îmbătrâni și va muri neiubită. Pentru că iubirea înseamnă să acționezi, înseamnă să faci, înseamnă să te ridici odată și să pui mâna la treabă. În felul ăsta vei muri ca un domn, respectat, cinstit, iar copiii care te-au văzut toată viața vor ști cum să intre în căsătorie la rândul lor. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Mulțumim, frate Luigi! Slavă Domnului pentru acest conținut de calitate, foarte frumoase sfaturi, cuvânt din cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumim foarte mult pentru, să spunem, dragostea cu care ne-ați împărtășit din tema aceasta, dragostea în familie, și pentru tot ce faceți pentru lucrarea Domnului. Nu încheiem înainte de a spune câteva lucruri. Veți veni în România, știu că sunteți implicat într-o campanie mai lungă de evangelizare. Spuneți cum veniți, cu ce gând veniți în România, cum vă simțiți după atâtea campanii de evangelizare, dacă credeți că e momentul încă ca România să mai audă cuvântul lui Dumnezeu. Și ce ar trebui să facem noi? Să încurajăm întâi pe ai noștri, pe prietenii noștri, pe cei pe care într-adevăr iubim, ne pasă de ei să vină. Așa că un gând așa înainte de această campanie pe care Slavă Domnului și noi o vom da mai departe și deja am făcut-o, astfel încât cuvântul lui Dumnezeu să ajungă cât mai departe. Noi am mâncat de foarte multe ori de când ne-am născut până astăzi și vom continua să mâncăm. Nu putem trăi fără. Oamenii nu pot trăi fără Evanghelie. Într-o zi vor pune mâinile pe piept și vor merge în iad dacă nu-și mântuie sufletul printr-o credință personală și activă în Iisus Hristos. Am acest regret în sufletul meu că nu am făcut mai mult pentru Dumnezeu. Trebuia să fac mai mult, pentru că atât cât a făcut El pentru mine, mă face să mă simt vinovat că nu am făcut mai mult. De aceea, atâta timp cât voi fi sănătos și în viață, voi continua să vin, pentru că aceea e țara mea. Aia e limba mea, e cultura mea, sunt oameni pe care îi înțeleg, pe care îi simt, cu care vorbim aceeași limbă, fără să o pronunț cu accent sau cu greșeli. Îi simt pe oamenii aia. E datoria mea să mă întorc acolo. Pavel vorbea despre mântuirea celor din neamul lui. Anul acesta vom veni cu grupul Betania, cu 75 de tineri. Vom începe la Sibiu, vom coborâ la Pitești, mergem Turda, Oradea, Caransebeș, Craiova și Drobeta, Turnu Severin. Apoi vom merge cu Speranța. Va fi un an aniversar, ei împlinesc 30 de ani de activitate. Și voi merge și cu ei în mai multe orașe, dar ei vor merge și cu alți predicatori în alte orașe. Ei vor avea un turneu mai lung în acest an. Apoi voi merge numai cu soția mea în anumite biserici la evangelizări, în biserică, nu la evangelizări publice, în aer liber, pe stadion sau într-o sală publică. De-abia aștept, am o așteptare extrem de puternică și o emoție foarte mare. De-abia aștept. Cu ajutorul Domnului, luni vom zbura spre România și vom lua pe nepoțelul nostru mai mare, care are 13 ani, să fie cu noi, pentru că vreau să-i transmit această moștenire. Vreau să pun în sufletul lui dragoste de Dumnezeu și dragoste de oameni. Vreau să vadă lumea, să îi se lărgească orizontul și să crească înțelegând faptul că singurul lucru important este să-L iubești pe Dumnezeu. Dacă reușești, restul e simplu. Să iubești pe oameni și toate celelalte lucruri. Slavă Domnului! Mulțumim, frate Luigi! Vă așteptăm cu drag. Veți fi și aici la noi, la București, data de 12 iulie, la Sala Palatului. Este un loc reprezentativ așa pentru București. Vă mulțumim, fiți binecuvântat în ceea ce faceți. Dumnezeu să vă binecuvânteze la drum, să vă aducă sănătos împreună cu familia și cu nepoțelul și, de asemenea, cu bucurie, cu ajutorul Domnului. Ne vom relua emisiunile atunci când Domnul va îngădui și, bineînțeles, vom avea timpul la dispoziție astfel încât să ne putem, să spunem, sincroniza atât ca timp și mai ales ca subiect. Vă mulțumesc foarte mult, ne rugăm pentru lucrarea aceasta pe care o faceți
Și Domnul să vă binecuvânteze. Și eu mulțumesc din inimă pentru prietenie, pentru găzduire și pentru responsabilitatea cu care faceți slujirea asta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă mulțumim mult! Stimați prieteni, și dumneavoastră vă mulțumim pentru seara aceasta, vă mulțumim că ați fost încă o dată împreună cu noi. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem o seară binecuvântată. La revedere!